slăbiți să fie Domnul. Adres, vorbirea ți aleasă, având temei divin, dar când invidia te apasă sau când mârfești, tu ești creștin? Deși tu crezi că e bunătate, faci rău și apoi rămâi senin. Dar când comiți o nedreptate sau când urăști, tu ești creștin? Când oamenii sunt în nevoie, iar tu îi tratezi în mod meschin și nu faci ca Domnului voie, fiind biblian, tu ești creștin? Când un sărman ce-ți iese în cale își plânge amar viața de chin și nemâncat și plin de jale, de locolești, tu ești creștin? Când cineva la ușă îți bate, un om străin sau un vecin, și-ți cer câteva bucate, iar tu nu-i dai, tu ești creștin? Când cineva un rău îți face și ripostezi plin de venin, poți spune atunci că tu ai pace și tot mai crezi că ești creștin? Când la petreceri plângite te uiți și te înveți de vin și spui vorbe nepotrivite și te tot lauzi, ești creștin? Când cu acei ce sunt aproape te porți ades ca un străin, ești jovial doar la agape când te prefaci, tu ești creștin? Când rare ori ești acasă și neglijezi al tău cămin, când fața ți mă rogănează sau ești trufnos, tu ești creștin? Când tu câștigi destul de bine și acasă aduci numai puțin, dar cheltuiești mult pentru tine, căci tu ești lacom, ești creștin? Când greul te apasă în viață și conversezi cu un om vrajin, de ai o voce certăreață și un tun obraznic, ești creștin? Când cineva nu te iubește, iar tu privești cu ochi haini, și mintea ta rele urzește și ironii, tu ești creștin? La horoscoape dai crezare, crezi în noroc și în destin, și în energie înșelătoare, și în tradiții, ești creștin? Când nu-ți pasă de păcate și craiul îți e libertin, privești imagini de ochiate și tot poftești, mai ești creștin? Când timpul îți pierzi fără să-ți pese, ai tot ce vrei și tot ce-i fin și stăpânești lucruri alese, lux inutil, tu ești creștin? Când totul îți e favorabil și n-ai în care niciun spin și ești total inabordabil, căci ești trufaș, tu ești creștin? Când nu te socotești în viață ca un străin și pelerin, ignori a Domnului povață și tot mai crezi că ești creștin? De vrei să fii ca cei din lume și să slujești pe cel divin, dar fără să-ți pierzi al tău renume, fiind ipocrit, tu ești creștin? De nu ești conștient într-una, căci Domnul îți dă al tău venit, ce ades e mic, dar-i totdeauna și tot cârtești, mai ești creștin? Iar de nu-i mulțumești aparte că prin jertfire și al său chin, Domnul Iisus te-a smuls din moarte, tu tot mai crezi că ești creștin? Ca Anania și Safira, ești transparent foarte puțin, răspuns difuz ca Tiatira, doar știe Domnul, ești creștin? Când Dumnezeu îți garantează că ești viruitor de plin, dar sufletul ți-e plin de groază în toiul luptei, ești creștin? Când seara ești la rugăciune și somnul te cuprinde lin, căci tu ești plin de moliciune și n-ai putere, ești creștin? De crezi că Domnul vine iară să aducă în dar sau alin,
dar porți a grijilor povară și nu vechezi. Tu ești creștin? Când Domnul tău s-a dat pe sine și te iubește în mod deplin, de nu-i slujești cum se cuvine, tot mai crezi că ești creștin? Iar de constați că deocamdată nu poți opri al tău declin, în încercarea ți disperată, să știi pe cine și ai fost creștin. Domnul să ne ajute să fim creștini. Amin.